Bine ați revenit la Doza de Net. Haideți să urmărim împreună una din seriile Spectacole în sala de forță. Deci hai să vedem despre ce e vorba. Te simți inutil? Crezi că viața ta nu mai are rost? Uită-l pe băiatul nostru care este într-o chiparea perfectă a lui Bruce Lee. Uitați antrenamentele și exercițiile și mișcările pe care le are. Deci, ce se întâmplă? Așa, Shia, Pop, Sudoku, Masakutra, Manakutra, toate cuvintele cu tutra la urmă, îi se potrivesc. Uitați-vă la el! Și încă o dată, și încă o dată, ia și pe partea asta, și pe stânga, și pe dreapta dacă vrei. Cred că ar trebui uneori să știi măsura la sală, totuși că dacă nu, o să știe măsura de tine. Mai avea puțin băiețașul nostru și era bine. Așa, punk, asta se întâmplă când ești prea devreme sau prea târziu. De ce ai făcut asta? Mașină de bău. Au prevăd frumoasă pe asta. I-au căzut pantaloni. Și tu de ce ai face asta, fata? Fetițo, te-a luat Dumnezeu pe sus în aripa lui. Uitați-vă la antrenamentul ăsta. Vi-l recomand și vouă. Se spune că n-ar trebui să râzi de prietenii tăi în sala de forță, așa cum nici domnul de față n-ar trebui să râdă de prietenul lui. Da, se mai întâmplă. M-a trecut un vânticel. Oh! Vreți să auziți de unde se află omul pe Angel? Spider-Man? Uitați-vă aici, l-aveți în fața voastră. Oh, dar nu e singurul. Uitați-vă pe tovarășul lui. Ia, ce gâtice e ăla? Ia. Și asta este Spider-Man în varianta feminină, gen. Ia. Punk. Mă întreb oare ce reacție avea oamenii care sunt acolo în sală. Asta e cu street workout, cu altceva. E de ajuns să ai o idee, știi? Pentru că dacă o implementez, după aia pare să fie o normalitate. După cum puteți vedea, nu se mai uită lumea așa la ei. Hai că ăștia totuși sunt mai sănătoși decât ăștia dinainte. Așa. Ăsta face acum exerciții de îmbrățișare. Pentru că a dus lipsa, probabil. Ia. Uitați exercițiul de la Brașoveanca. Așa. Ăsta face exerciții pentru plecăciuni. Și ăsta ce face? Așa, bravo tati, dă-i înainte că dai bine, bravo. Dă-i că dai bine. Bine, altceva. Așa se merge pe bicicletă, în caz că nu știați. Uite, așa se merge. Căci când stai pe bicicletă, două picioare stai. Asta e o variantă gen când nu ai gantele și încerci cu ce ai, dar ce ai are viață, știi? Și panța mea. Ce forță, ăsta e băiatul nostru. Bravo Vasile. Da, asta e una din lecțiile alea frumoase. Așa? De ce faci asta? De ce faci asta? Oh, cineva, putem spune că a tras de el până când a leșinat. E terminat. Extenuat cățelușul nostru. Sărac. Cam atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube.